Imnul României a răsunat de 10 ori pe scena campionatului mondial din Spania. Dintre 1800 de sportivi participanți, sportivii lotului României au urcat de 16 ori pe podium, dintre care de 10 ori pe locul întâi. Salvatorul de vieți, Albert Mufturel, se numără printre campionii României medaliați cu aur la campionatul mondial de fitness. Sportivii de performanță au cele mai diverse background-uri profesionale. De exemplu, Albert Mufturel, campionul categoriei Men's Classic Bodybuilding, categoria de vârstă 40-44 de ani, este coordonatorul echipei de scafandri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mehedinți. Vederea unei, să zic așa, unui rezultat deosebit pe care domnul plutonier ajutant Albert Cristian Mufturel, vă rog poftiți în față aici, domnul Mufturel. Sunteți aici lângă mine. Un nou rezultat pentru care instituția noastră se mândrește. După vicecampion european anul trecut, a urmat cea mai importantă distincție, locul întâi la campionatul mondial de fitness din Spania, desfășurându-se în săptămâna trecută, unde colegul nostru a obținut medalia de aur. Motiv pentru care, domnule plutonier ajutant, vă felicit. Mulțumesc. Și nu numai activitatea, să zic așa, extra pompierilor este încununată cu succes, dumneavoastră sunteți unul dintre pompierii care își face contribuția deosebită la performanța inspectoratului, fiind în echipa de scafandri de foarte mult timp și dând dovadă pe lângă echipa de scafandri, la fel în echipele de stingere și salvare ale inspectoratului. Albert este dovada vie a manierei în care educația sportivă și disciplina profesională se completează reciproc și dau astfel naștere la performanțe notabile. De altfel, Albert este un exemplu prin comportamentul și atitudinea sa și pentru ceilalți membri ai lotului național al României. Muncă trebuie disciplină foarte, foarte mare. Până la urmă este un mod de viață, două antrenamente pe zi, dietă foarte strictă și rezultatele se văd. Cum ați ajuns la acest campionat și la ce categorie ați participat? La ocazia asta vreau să mulțumesc Federației Române de Culturism, că a avut încredere în mine și m-a selecționat pentru campionatele mondiale și europene, să fac parte din lotul național al României. Am ajuns prin preselecție, am participat la campionatul mondial la categoria Bodybuilding Classic Masters 41-44 și la culturism 90 de kilograme. La bodybuilding clasic am obținut titlul locul 1 la categoria mea și campion absolut pe toată categoria, tot la bodybuilding clasic master și locul 3 la culturism 90 de kg. Atât conducerea din cadrul ISU Mehedinți, cât și colegii lui Albert au ținut să-l felicite pentru rezultatele deosebite obținute. Spunem că încă o dată ISU Mehedinți demonstrează că avem oameni dedicați, sunt oameni care prin meseria care și-o arată în primul rând vocația de om, sportivi, fiindcă foarte bine știm cu toții, un pompier foarte bine pregătit nu poate să existe decât cu o pregătire fizică deosebită și în acest ramură, în acest domeniu sportiv pe care și l-a ales colegul meu în afara serviciului, arată că în rândul nostru sunt oameni deosebiți. Îl felicit și în fața noastră, îl felicit în fața familiei, în fața tuturor prietenilor și colegilor noastre. Sper ca și pe viitor să avem și cu colegii mai tineri care au intrat în rândul nostru începând cu ultimii 2-3 ani, să avem aceeași activități pe toate liniile. În primul rând este o mândrie pe noi, pentru toți colegii, pentru că este o mândrie că el este colegul nostru. Da? Iar referiți la ceea ce am făcut noi pentru el, ca să lăsăm atât timp cât se mai și odihnească, cât se și antreneze, am făcut-o ca, am zis că măcar să facem și noi ceva pentru el, ca cu atât putem să-l ajutăm. De aceea am fost înțelegători și am acceptat cu toții și am fost, ia câtă că la final, rezultatul și munca noastră cu care am contribuit pentru cât de cât, puțin zic eu, pentru ceea cât am muncit el, a dat rezultate și suntem foarte mândri ca și colectiv, ca și colegi, că el face parte din lotul nostru, cum ar fi.
Albert Mufturel susține faptul că nu poate descrie în cuvinte sentimentul pe care l-a avut în momentul în care și-a auzit numele, iar imnul României a răsunat. Este foarte important ca aceste povești remarcabile ale vieților acestor atleți de performanță să fie puse în lumină. Sunt rezultate cu care ne mândrim și în spatele cărora a stat o muncă titanică a unei echipe fantastice, a transmis Gabriel Sebastian Toncean, Federația Română de Culturism și Fitness.